ca om poți să nu ai succes. Foarte rar, foarte, foarte rar spre niciodată poți să spui că un business a failuit, inclusiv dacă ne referim la Nokia, Motorola în momentele lor cele mai grele. Nu, e vorba că niște oameni au luat decizii foarte proaste sau au renunțat. Dar business-urile în sine, ele sunt la, în puterea noastră. Deci noi, mai ales ca antreprenori, când toată puterea este la tine de fapt, tu poți să duci business-ul ăla chiar dacă este într-o piață extrem de aglomerată, chiar dacă cineva vrea să te distrugă, poate, un competitor foarte puternic. Sigur există o cale, atâta timp cât nu te oprești. Eu nu spun acum să continui no matter what, spun să pivotezi, spun să cercetezi, dar spun că business-ul în sine nu failuiește. Tu ca om poți să nu ai succes. Sau să, cum am făcut eu, să te diluezi foarte mult și atunci, chiar dacă e succes, să fie mult prea puțin pe... Ai senzația că poți controla multe lucruri. Și de fapt e o halucinație. De fapt e o halucinație. De fapt tu nu poți. Ai senzația că ai pus oamenii potriviți, dar de fapt tu n-ai avut timpul necesar să-i verifici și să-i trainuiești ca să-și facă treaba. Tot vina ta e, nu e vina lor că au failuit. Dacă tu ești antreprenorul și tu ești inițiatorul, de asta spun că e greu să fii în multe proiecte. Cât de bun să fii, cât de puternic, cât de puține ore pe noapte să dormi, ca tu să aloci timpul necesar și energia necesară și know-how necesar să-ți asiguri toate lucrurile pentru a te pregăti de succes. Greu. Da. Adică toți oamenii care reușesc chestia asta la un nivel înalt, trebuie să ne dăm seama și să citim mai în detaliu, mai printre rânduri, ei au ajuns după foarte mult timp acolo.